Există oameni care au capacitatea asta incredibilă de a atrage atenția pozitivă oriunde se duc. Cuvintul lor e ascultat imediat. Găsesc oamenii care îi sprijină, care îi ascultă, care îi urmează. Bine, capacitatea asta se numește carisma și nu este nascută. Vrei și tu să fii carismatic? Stai cu mine și vedem ce se poate face. Salut și bine te-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau, cum deseori mi se spune, omul care aduce performanță. Și data fiind că una dintre caracteristicile cele mai evidente a performării de vită este chiar carisma pe care o transmit, de asta vorbim astăzi. Când se vorbește de carisma, se vorbește de o calitate care pare să fie innascuta, care pare că într-adevăr nu avem cum să o dezvoltăm în noi. De fapt, există multe feluri de carisma. Uneori carisma se datorează la poziția socială, uneori se datorează la faptul că ai obținut niște rezultate pe sport sau pe politica sau pe plan artistic, adică o persoană are o anumită carisma. Dar, de fapt, toate chestiile acestea au o trasatură comună care poate fi dezvoltată. În ce sens? Eu mereu m-a farmecat acest aspect, că unii oameni, chiar dacă n-au nicio poziție, chiar dacă nu au avut niciun rezultat deosebit, nici arată spectaculos de bine, oriunde se duc, reușesc să obțină respect, obțină ajutor, obțină rezultate. În timp ce alții, care aparent au mai mult, nu găsesc nimeni pe care îi ascultă, nu sunt bagați în seamă. Deci m-am gândit, care poate fi diferența care face diferența? Ei bine, iată că odată în plus am găsit legătura cu ce deja am vorbit despre energia și despre starea de flux. Deci, prima caracteristică unui om carismatic este de a avea o viziune mai mare decât el. Un om care cere bani pentru el are o anumită capacitate de a obține un rezultat, dar în momentul în care eu cer bani, cu sinceritate evidente, pentru un spital pentru copii, de exemplu, e clar că am o forță mult mai mare, am o viziune. Ok? Deci, în momentul în care eu reușesc să transmit ideea că sunt conectat la o forță mai mare, imediat transmit carisma. Nu uita un lucru, niciun conducător în istorie a pretins să conducă oamenii în numele lui. Toată lumea a vorbit în numele lui Dumnezeu, în numele poporului, în numele progresului, în numele civilizației, dar nimeni a spus, eu vă conduc. Toți conducătorii au spus, eu sunt doar un instrument de o forță mai mare. Partea a doua de un om carismatic este capacitatea, te amintești când am vorbit de energia și de focusare pe partea pozitivă pentru ce este posibil. Bine, un om carismatic e cel care te convinge că tu poți să faci ceva, adică care scoate din tine partea ta cea mai bună, scoate din tine potențialul. Un lider adevărat e cel care ia un grup de oameni demotivati și descurajați și spune, nu, se poate, chiar putem să facem ceva tare cu viața noastră, chiar putem să ne dezvoltăm. În momentul în care un om convinge pe ceilalți că ei pot, nu el, că ei pot, a imediat transmis carisma. În toată povestea asta, și apoi termin pentru că timpul trece, este coerența și aliniere. De fapt, un singur cuvânt, autenticitate. Un act autentic vine din greacă, înseamnă că se justifică de la sine. Deci, în momentul în care eu sunt autentic, înseamnă că sunt sincer, că toate părțile mele sunt aliniate, deci transmit o forță care tocmai se numește carisma. Fii aliniat și ai, transmite viziunea ta, o să vezi ce carisma o să ai. O zi bună în continuare!